Președintele Claus Iohannis face ultimele pregătiri pentru plecarea în Marea Britanie, acolo unde va participa la încoronarea regelui Charles al iii El va fi prezent vineri seară și la recepția oferită de monarhă șefilor de delegații la Palatul Buckingham. Rămâne de văzut dacă șeful statului va opta și de această dată pentru deja celebra aeronavă de lux, cu care și-a făcut toate călătoriile în afara granițelor. Amintim că avionul privat preferat, pare de Iohannis, a fost folosit de președinte și în turul său din America Latină, dar și în alte vizite oficiale. Suma necesară acestor deplase rămâne în continuare însă un secret, pentru că administrația prezidențială refuză să furnizeze aceste informații. Se vorbește totuși despre sute de de euro din bugetul de stat. Vom urmări subiectul și vom reveni cu detalii.